Gata, ne-am întors în direct. E o stare totuși de criză la nivelul întregii lumi, care până la urmă furnizează argumente guvernării din, și din România. Ei poate să vină să se retragă legitim până la un punct în această, în această idee. Dom'le, așa e peste totul lumea. Ați văzut că inflația a crescut foarte rău și în Germania, e nasol peste tot. De ce n-ar fi nasol și în România? Adică vedeți că până la urmă toată situația asta generală furnizează și o zonă de, de alibi guvernării din, din România, dar totuși ceva e de făcut, ceva au de făcut și ei. O altă criză care dă să vină înspre lume este criza alimentară, pentru că până la urmă sunt blocate, dom'le, grânele ucrainenilor sunt blocate și avem și în Rusia tot așa un, la nivel de alimentație, la nivel de agricultură, un blocaj de asemenea. Sigur că este și o conspirație aici la mijloc, cum că Rusia a încercat să destabilizeze și pe această zonă lumea. Hai să vedem pe ce vorba și comentăm după. It's inconceivable. One cannot imagine that millions of tons of wheat remain blocked in Ukraine, while in the rest of the world people are suffering hunger. This is a real war crime. Josep Borrell a făcut declarațiile înaintea unei întruniri a miniștrilor de externe din țările UE din Luxemburg. Oficialul european a oferit pe această cale și un răspuns Rusiei, care a învinovățit în repetate rânduri Uniunea Europeană pentru lipsa tot mai mare de alimente. It's not European sanctions who is creating this crisis. Our sanctions don't target food, don't target fertilizers. Everybody that want to buy Russian food and fertilizers, they can do it. No obstacles. Afirmațiile lui Josep Borrell vin în contextul unor distorsiuni tot mai mari în lanțul de aprovizionare cu alimente al mai multor țări și al creșterii prețurilor la alimente. Cel puțin 20 de milioane de produse agricole ucrainene sunt în continuare blocate în porturi. Chiar dacă Ucraina a început să livreze produsele cu ajutorul infrastructurii de transport europene, exporturile sunt cu mult sub cele de dinainte de război. Această problemă a fost amplificată de o interdicție de export a Rusiei pe propriile produse agricole, pe motiv că trebuie să-și acopere propriile nevoi. Deci vedem că pe de altă parte și rușii vin cu o interdicție de export, adică până la urmă toată zona aceasta alimentară care depinde de Ucraina și de Rusia este blocată. Și atunci stau și mă întreb dacă nu care cumva ăsta este planul Rusiei de destabilizare și pe zona alimentară. Și mă uit un pic mai larg la toată problema aceasta și îmi dau seama că totuși pandemia ne vine din China. Dă bine, dă rău, de acolo vine. N-ai ce să-i faci. Pandemia vine din China. Am mai discutat aici, sigur că Răzvan n-ai fost de acord cu mine. Totuși oamenii aceia care formează acea variantă la varianta economică, care propun o nouă variantă economică la lumea aceasta în care locuim, țările acelea BRICS, Africa de Sud, Brazilia, cine mai era, India, toate țările acestea sunt producătoare de tulpinilor COVID. Sigur că poți să constați lucrul acesta, poți să vii cu tot felul de argumentații, poți să spui, da, astea sunt țări mari, până la urmă e normal ca până la urmă acolo să se... Mai sunt și alte țări mari care nu au produs tulpini COVID, dar lăsăm la o parte treaba care? Asta. Mai sunt țări mari, cum nu ar mai fi fost și alte țări mari în lumea asta? Dă-te un exemplu poporului. Uite-te de exemplu, dacă am luat în țările astea, în Arabia Saudită, de exemplu, nu s-a produs o... Că și te stau, Andrei. Nu știu, stau și mă gândesc dacă nu care cumva sunt și alte țări mai puțin angajate în pandemia asta și cu măsuri restrictive. În Belarus nici n-a fost COVID. Da. N-a fost niciun caz documentat. Mă rog, putem să găsim argumentații. Cert este că avem aceste informații. Dom'le, s-au produs niște tulpini COVID acolo, a venit pandemia din China, bun, mai departe. Da. Criza gazului. Criza gazului, sigur că la noi local aici este și pe zona de liberalizare sălbatică, vă spune într-una domnul Ciolacu, dacă îl întrebați de vorba, abia așteaptă să vă povestească. Dar pe de altă parte, ne aducem aminte că până septembrie, octombrie, a venit Vladimir Putin și a redus exportul de gaze. Sub argumentația asta, sigur că vreau să-i determine pe occidental să dea drumul la conducta aceea Nord Stream 2. Vă aduceți aminte că până în septembrie-octombrie problema asta era. Până exportul redus de gaze, cu vreo 20% a redus. Ceea ce a determinat o creștere a prețului la gaz. Deci avem o problemă pe zona de gaz generată de Rusia. Acum mergem pe zona de benzină. Sigur că la benzină discutăm accize și așa mai departe, dar până la urmă barilul de petrol. Barilul de petrol este o chestiune fixă, o chestiune fixă pe care până la urmă țările n-au cum să o rezolve. Tu poți să mai intervii un pic acolo la accize, la tot felul de la TVA, dar la zona de baril n-ai ce să-i faci. Și la un moment dat, până în 2016, OPEC-ul, organizația aceasta care gestionează până la urmă exporturile de petrol în lume, împreună cu Rusia, Rusia nu face parte din OPEC, dar s-a adăugat, au decis o scădere a producției de petrol.
O scădere importantă a prețului de petrol, care a generat dublarea prețului la petrol. Ceea ce se întâmplă și acum, că îl vedeți pe Biden disperat, acum încercând să-i convingă pe cei din Arabia Saudită, încercând să-l convingă pe Bin Salman ăsta, pe Mohammed Bin Salman, domne, vă rog eu frumos, să crește din nou producția de petrol și așa mai departe. Vedem situația asta la nivel mondial, generată tot de Rusia și de zona aceasta a lumii. Prețul la petrol a crescut, la carburanți a crescut din cauza producției limitate, totuși, a țărilor ăstora. Asta pe de-o parte. Și acum vedem și criza asta alimentară. Pe de altă parte vedem și criza alimentară. Și atunci, punând toate crizele astea, nu mai vă zic și de criza asta socială generată de invazia Ucrainei. Și atunci, punând toate lucrurile astea cap la cap, nu ne putem gândi că toate aceste țări au încercat destabilizarea economiilor țărilor democratice. Pare că este un atac la economiile țărilor democratice. Dacă le pui cap la cap și vezi că toate aceste crize sunt generate de țările acestea, de Rusia, de China și de zona respectivă, tu e foarte simplu să tragi o concluzie uitându-le la așa ceva. Și vezi mai departe, în argumentația mea, vezi mai departe și un soi de buimăceală în reacție a țărilor lor. Vezi că totuși Germania ba dă să dea arme Ucrainei, ba zice ba nu, de fapt nu o să dăm arme Ucrainei, ba dă să inaugureze conducta Nord Stream 2, după aceea zice ba nu mai inaugurăm nicio conductă Nord Stream 2. Vezi și America în aceeași stare de degringoladă, ba exploatează gazul, ați văzut, ba mare producător de gaz, după aceea au zis da, stai un pic că pe zona de polare trebuie să mergem pe zona aceasta de ecologie și o să renunțăm la exploatările de gaz și așa mai departe. Ba Germania închide minele de cărbun, ba dă drumul iar la mine. Deci toată această stare de buimăceală a lumii civilizate, mie asta îmi dă senzația că oamenii ăștia nu au un plan, ci reacționează la situațiile pe care le generează ăștia la alții, în timp ce la ăștia alții vedeți o coordonare, nu prea vedeți acolo instabilități, vedeți o coordonare și vedeți că pare că sunt subsumați planului ăstuia. Adică, până la urmă, dacă stai să te depărtezi un pic să te dai un pic mai în spate ca să vezi tot ansamblu, vezi toate crizele astea produse de cine? Și la care reacționează cine? Că până la urmă, pe mine mă interesează cine le produce și cine reacționează. E clară treaba, într-un fel, că reacția, așa cum este ea, destul de buimacă, deci, OPEC au țările civilizate. Rusia au căzut de acord să scadă producția de petrol. Da, asta e o informație și completă din 2016 începând. Da. Și de asta e mai scumpă combustibil. Acum s-a accentuat pentru că a venit și această măsură de renunțare a petrolului dinspre Rusia. Și atunci s-a accentuat decizia asta. Dar dacă prețul barilului de petrol variază, de ce nu variază și prețul carburantului la pompă? La noi în țară există această problemă, că sigur că la un moment dat a venit, l-ați văzut pe Joe Biden spunând apelăm la petrolul, la economiile de petrol ale Americii și așa mai. Și practic la momentul respectiv a scăzut barilul de petrol, dar la noi prețul a continuat să crească. Asta este o problemă până la urmă pe care trebuie să o reglementeze autoritățile. Deci avem și probleme locale. Avem și probleme locale. Păi și înainte să stau să iau, să înjur în ordine alfabetică țările membre BRICS, da, domnul Buzeanu. E și o problemă generală. Nu mai bine iau în ordine alfabetică membrii guvernului României. Sigur. Că sigur e o BRICS, că i-am văzut. N-ai ce alege. Da. India, Brazilia, Rusia, China. Când se întâlnesc, când stau frate lângă frate, gata, s-a terminat. S-a terminat, da. Că nu-i niciunul dintre ei vreun lider politic pe care ți l-ai dori la tine, președinte de scară de bloc. Nu. Să te ferească Dumnezeu de oricare dintre acești lideri. Dar până să mă afecteze dramatic conjurația asta a dictatorilor, explică-mi și mie, dincolo de mașinațiunile lor, da, de ce prețul carburantului la pompă în România nu fluctuează în funcție de prețul barilului, care sigur prețul al barilului e dat peste cap de nemernicia acestor oameni care cine știe ce interese oculte au, că n-am. Nu, da, este, nu, să că nu e vorba de interese oculte aici, e vorba de o organizare a lor interese de destabilizare legitime, transparente, de destabilizare economiilor lumii democratice. Domn Buzeanu, e interes ocult atât timp când n-au dat un comunicat de presă prin care să ne anunțe că și-au pus în gând să destabilizeze guvernele democratice. Da. Rămân totuși, dacă întrebă Putin, să spun asta, nu? Am vorbit și cu chinezii, am vorbit și cu indienii, vreau să dăm peste cap. Da, sigur, rămâne ocult. Dar de ce nu fluctuează prețul carburantului la pompă în România? Asta nu e întrebarea mea. Acum, până la urmă, avem aceste veste bune pe agricultură. O să ne întoarcem la subiectul acesta. Da, îi spunem bună seara domnului Cezar Gheorghe, expert în zona aceasta. Bună seara, domnule Gheorghe. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Noi vă mulțumim, domnule Gheorghe. Suntem în această încurcătură în legătură cu ce urmează. Ne gândim, urmează o criză alimentară mondială sau nu urmează? E o spaimă pe care o avem? E ceva ce până la urmă nu e chiar legitimat de situația în realitate?
În primul rând trebuie segmentate foarte bine lucrurile. Dacă vorbim de nivelul european și de regiunea Uniunii Europene, să știți că nu va exista o criză alimentară. Cu alte cuvinte, lumea va fi, să spunem, la același nivel. Da, poate prețurile vor fi un picuț mai mari, dar nu va suferi nimeni de foame în Uniunea Europeană, la fel nici peste ocean în Statele Unite. Problema însă se schimbă și avem o imagine diametral opusă. Dacă vorbim despre țările din statele africane, inclusiv cele din nordul Africii, Orientul Mijlociu și cele care compun, să zicem, grupul India, Pakistan, Bangladesh, precum și țări din Orientul Mijlociu foarte sărace, Siria și Liban. Acolo, da. Noi am enunțat de ceva vreme, căci avem un raport general de agribusiness în piață care este săptămânal, cum că aceste țări vor genera o cerere mult mai mare, cu 38% față de nivelul anului trecut, în ceea ce privește numai grâul pentru început. Iar Rusia a știut să exploateze, că exact ca la un joc de șah, această necesitate, pentru că o cunoșteau și ei, croindu-și efectiv culoare prin care își vând grâul. Pentru că plecând de la o premisă foarte simplă, în momentul când ți-e foame, renunți la orice fel de principiu. Cu alte cuvinte, un cetățean din aceste țări nu va avea niciodată o problemă să consume grâu dacă este de origine rusească. Absolut niciuna. Iar noi vedem că Rusia și-a creat ușor-ușor infrastructura și vă dau foarte pe scurt câteva exemple. Și a înregistrat companii în Kazahstan, inclusiv și-a matriculat, să zicem, mijloace și unități de transport acolo ca să treacă efectiv către zona Pakistanului și a Indiei. Da. Iranul va lua din Rusia, ca să spunem așa, circa 5 milioane de tone de grâu în acest an. Pakistanul 3 milioane de tone. India, care este în deficit în acest moment din cauza căldurilor imense la care a fost supusă, în loc să aibă o recoltă de 111 milioane, are undeva la nivelul de 99, dacă nu chiar mai jos. Asta înseamnă că India va trebui să importe grâu. Cum va face asta? Simplu, va vinde grâul său către țările din jur și vorbim aici de Bangladesh și anumite țări din Africa, vorbim de Etiopia, vorbim de Uganda, iar grâul rusesc îl va primi și va fi înlocuit, deci va înlocui grâul indian care va pleca la export. Este un culoar foarte facil de trecere pentru că au deja acorduri încheiate cu Rusia la acest nivel. Traderii indieni au deschis acreditive pentru a putea plăti grâul rusesc și mai mult decât atât, navele indiene sunt, să zicem, au anumite garanții cum că vor putea naviga în Marea Azov la încărcat și vorbim de capacități mari de transport, așa numitele Panamaxuri de peste 60.000 de tone, în ceea ce vrește asigurare, că este o primă de război foarte mare ca navele să intre în acea zonă. Mai mult decât atât, vedem cum multe țări din Africa, inclusiv Zimbabwe, a cerut Rusiei energie și hrană. Deci, cu alte cuvinte, da, foametea este o perspectivă din circa 7,5 miliarde de cetățeni ai acestei planete, 1,2 miliarde, să știți că sunt sub limita zilnică de asigurarea necesarului de kilocalorii. Adică ei nu pot să-și asigure 2100 de kilocalorii pentru a supraviețui zilnic. Iar Rusia exploatează cu două mutări înainte ca la șah aceste slăbiciuni. Pentru simplu motiv că e foarte greu de înțeles de ce Vestul, și nu sunt critic, ci sunt foarte corect și coerent, nu înțelege că lumea nu se compune numai din Uniunea Europeană și din continentul nord-american, ci se compune și din Asia, se compune și din Africa și alte zone sărace ale lumii. Unde li se transmite acum, cel puțin în Africa, există o propagandă a Rusiei care spune în felul următor. Vedeți că Uniunea Europeană vă fură grânele. Și sunt imagini, nu știu de unde, Doamne iartă-mă, le-au luat, cu Uniunea Europeană, cu, mă rog, zona asta de dinspre Ucraina, care duce grânele către Uniunea Europeană și pare că de-aia nu mai ajung la ei acolo în Africa. Și de aici deduc eu cumva că îi pregătesc această mișcare, Uniunea Sovietică, Rusia pregătește această mișcare cumva, ca să creeze o stare de tensiune în zona asta a Africii pe ideea că, uite, europenii vă fură grânele. Este, să știți, ceva tipic pentru Rusia. Chiar și în anii de dinainte de conflict, la fel se comporta Rusia în ceea ce privea, să zicem, piața cerealelor, piața grâului, la fel cu dezinformări, da, cu anumite, să zicem, pești aruncate, pentru că lumea cumpără headline-uri în general. Și acest lucru îl face Rusia cu, să spunem, cu mare artă, chiar dacă sună admirativ, nu este. Dar asta fac ei întotdeauna. Lumea nu trebuie să-i creadă, căci acum, efectiv, este un joc de cine scoate mai
repede cerealele din Ucraina, pentru că Uniunea Europeană dorește să le scoată spre a le trimite în țările foarte slab dezvoltate. Asta este intenția. Rusia dorește să le scoată din Ucraina, însă fără a plăti un preț pe ele, și doar a le lua și a băga, să spunem, banii în buzunarul lor propriu. Da. Premierii din zonele ocupate și zonele în sub stare de asediu astăzi, să știți că primesc oferte de genul, te rog frumos, îmi dai greul, cu 70% discount, altfel în 4 zile îți vin și te liberezi de depozitul. Cam așa se întâmplă. Este o cursă care pe care Uniunea să salveze practic marfa ucraineană și să spunem, să recompenseze fermierii ucraineni pentru munca lor, pe de o parte, și pe de o parte Rusia, care jefuiește efectiv la drumul mare tot ceea ce întâlnește în acel loc. Nu uit cum, să spunem, domnul Sergei Șoigu a spus senin de la televiziunea rusă că deja pregătește un transfer de 10 milioane de tone prin portul Mariupol, ceea ce este, nu este altceva decât furt. Da. Pentru că grâul rusesc are, să zicem, care este furat, pentru că și aceasta este o componentă, au grâul lor și grâul care este furat, ajunge în Siria și de acolo este folosită ca o placă turnantă de distribuție în zonă. Mai mult au apărut și acuzații la adresa Turciei cum că ar cumpăra grâu furat. Nu este departe de adevăr acest lucru pentru simplu motiv că Turcia este recunoscută având porturi foarte mici, unde merg nave foarte mici, costele se numesc. Adică 20.000, 22.000 de tone. Și cam asta se întâmplă într-un final. Și într-un final revenim în localitatea aici, în România, micșorând totuși aria de discuție. Noi românii cum stăm în privința asta? Că suntem tot timpul asigurați că lucrurile stau mai mult decât bine. Nu că bine, stau mai mult decât bine în privința agriculturii. Suntem o forță la nivel mondial. Da, pot să vă confirm acest lucru și o spun cu mândrie, pentru că România, într-adevăr, a ajuns o forță. România, anul acesta, dacă vreți să avem niște cifre corecte și coerente, va genera o producție de grâu în media ultimilor 5 ani, adică undeva în jurul valorii de 9,6 milioane, cu un consum intern cotat undeva între 3,5 și 3,8 milioane de tone, conținând acum și consumul pentru furaj. Deci la grâu nu avem probleme, suntem net exportatori. Mai departe, la porumb, să știți că în acest moment noi avem o prognoză foarte frumoasă de producție, undeva în jurul valorii de 14,5 milioane de tone, datorită precipitațiilor care ne-au ajutat foarte mult. Iarăși porumbul are o pondere în exportul României undeva în jurul valorii de 6, dacă nu chiar 7 milioane de tone. Deci iarăși suntem suficienți. Semințele de floarea soarelui, acest, să zicem, dar care îl avem noi în România în cadrul Uniunii Europene, căci noi contăm aici din volumul total al Uniunii cu circa 32-33% din producția totală a Uniunii Europene, anul acesta vom genera o producție de 3,5, poate 3,6 milioane de tone. Uniunea din acest an va genera 10,9 milioane de tone. Deci, da, într-adevăr, România are cu ce să trăiască, are cu ce să scrânească cetățenii. Însă avem o problemă aici. În acest an, din cauza acestui conflict, acestui război, mărfurile ucrainene care tranzitează spre portul Constanța suferă de niște discounturi foarte mari, căci fermierii de acolo sunt nevoiți să accepte aceste discounturi, pentru că și pe partea asta altă, să știți, că nu sunt îngerași. Toată lumea caută să facă profit în orice moment. Sunt discountate foarte mult, pentru că altfel nu au opțiune. Trebuie să le vândă cu un discount, să spunem, de 70, 80, poate chiar și 90 de euro pe tonă față de prețul pieței, pentru a fi transferate în drumul lor către portul Constanța. De aceste fluxul impactează mărfurile românești, pentru că logistica devine foarte scumpă, este acerbă competiția pe logistică. Vă dau un singur exemplu. Pe Dunăre, astăzi, dacă luăm doar portul Corabia ca și reper, acum un an costul barjelor din portul Corabia până în portul Constanța era în jurul valorii de 13, mai maxim 15 euro, iar astăzi ajungem la valoarea de 33-35. Logistica ucraineană, practic, da, a acaparat logistica românească și nu avem suficiente unități logistice. Deci ar trebui să ne așteptăm să fie o chestiune în legătură cu care deja să ne așteptăm. Adică era evident ce urma să se întâmple și trebuia să ne găsească pregătiți totuși. Mulțumim pentru aceste detalii și pentru vești bune, că până la urmă stăm și niște vești bune în ideea asta de agricultură. E o mirare care rezultă din asta, adică, domne, dacă din punct de vedere agricol noi o ducem atât de bine, totuși de ce țara asta atât de săracă? Adică am putea, adică dacă vii cu vești de genul acesta... Exportăm materie primă. Asta e situația, Bogăția, da. Nu face exportul materie Gheorghe, primă, expert pe agricultură. Îi mulțumim pentru intervenție. Bogăția o faci, dacă putem vorbi în termeni ăștia, exportând produse. Da. Noi exportăm materia primă. Materia primă, asta s-a putut. Noi nu avem silozuri, că am ascultat. Da. Sigur, cifrele sunt îmbucurătoare. Dar acum, dacă stăm un pic și aprofundăm cifrele, vedem că țara asta nu are silozuri, sistemul de irigații e
mai degrabă insuficient, că, uite, spunea și domnul Cezar Gheorghe puțin mai devreme, ne-a ajutat Dumnezeu și a plouat și de-aia avem o recoltă bună la porumb. A și plouat anul ăsta. Am sesizat nuanța. A făcut și ploaia, da. Bă, asta e situația. Ești mare jucător, faci legea, dar dacă faci și caloiarul înainte să fii sigur că plouă. Nu e, bă, astea sunt așa ca să ne încurajăm, să ne simțim bine. Nu știu nici dacă economia e dată, bă, economia asta agrară e dată peste cap de alea 12 tone blocate în Ucraina. Mă rog. O întrebi și o vedea. Până una alta, hai să ne întoarcem la zona asta de carbunați. Domnul Ciolacu Marcel, 11 milioane. Domnul Ciolacu Marcel a venit cu o inițiativă interesantă. A zis, domnule, trebuie să plafonăm prețurile, că nu se mai poate. Hai să-l vedem astăzi extrem de nervos pe această temă. Hai să-i dăm de cap să vedem de ce plătim atâția bani pe carburanți. Sunt anumite companii prestigioase, legale, corecte, dar printr-o conjunctură, cum este pandemia, au avut niște venituri excepționale. Corect? Nu ar fi avut acele cifre de afaceri dacă n-ar fi fost pandemia sau n-ar fi fost această criză din energie sau din carburanți. Unele bazate pe un preț speculativ, din punctul meu de vedere, și așteptăm de la Ministrul Economiei, Energiei, toate aceste explicații. Dacă statul român și românii au fost solidari, au dus tot greu în pandemie, tu în această perioadă ai făcut niște venituri excepționale pe baza pandemiei, pe baza crizei energetice. Este normal ca pe o perioadă la fel de limitată, că și aceste venituri excepționale au fost pe o perioadă limitată. Statul a cheltuit imens ca să combată pandemia. Câteodată eficient, câteodată neeficient. Este normal ca și noi să solicităm pe o perioadă limitată de timp un efort din partea acestor companii. Nu este nimic nici incorect, nici injust. Dimpotrivă, este un element corect în orice stat. Eu vreau în continuare să ne așezăm la masă, să luăm deciziile cele mai corecte, pe baza cifrelor, să intervenim unde sunt speculații, cum este acum zona de carburanți. Este evident că trebuie venită cu o plafonare clară a prețului în limitele și să aibă toate companiile o marjă de profit. Deci vine domnul Ciolacu acum și decide că totuși companiile trebuie să aibă o marjă de profit, vine cu această intenție. Domnule, de bine, de rău, trebuie să aibă o marjă de profit. Într-adevăr, marja de profit este foarte mare, așa cum vorbeam un pic mai devreme. Este evident că totuși, deși barilul petrolului la un moment dat a mai scăzut în urma a tot felul de acțiuni. Uite, de exemplu, Biden, când a anunțat că scoate pe piață 180 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică. Deci, până la urmă, barilul de petrol este cât este sau s-a dublat din 2016 încoace pentru că pe piață s-a restrâns oferta, nu? S-a restrâns oferta pentru că producția a scăzut dintr-o intenție sau alta. Dar la un moment dat au mai existat fluctuații. Când au existat fluctuații, ar fi trebuit să scadă prețul. La noi nu a scăzut prețul în momentul respectiv. De unde deducem totuși că intenția de profit este una foarte mare și trebuie limitată de către stat? Cam asta ar trebui să fie ca reacție. Și uite, zice domnul Ciolacu, sunt anumite companii prestigioase corecte, zice el, care într-o conjunctură, cum a fost pandemia, au avut niște venituri excepționale. Nu știu dacă asta e conjunctura, mă rog, dacă au avut venituri excepționale, de exemplu, companiile din zona asta de benzin, de carburant, nu știu dacă au avut niște venituri excepționale datorită pandemiei, nu-mi dau seama cum a făcut legătura sau poate că nu se referă la asta. Cert este că de-a lungul timpului au tot avut venituri excepționale, într-adevăr. Întrebarea este de ce statul stă totuși și se uită, că rămâne așa crucit statul în fața acestei situații și de foarte multă vreme încoace nu ia nicio decizie. E clar că o decizie trebuie luată. Am văzut ăsta Orban pe care Victor Orban, pe care îl înjură toată lumea, dom'le, în legătură cu Ungaria, tot lua decizii, de-aia treceau românii granița și își alimentau de la unguri de acolo, pentru că acolo s-au luat niște decizii. Mă, la noi aici nu se ia nicio decizie și la un moment dat a venit acum domnul Ciolacu, noi trebuie să vedem cum luăm o decizie. Păi sunt 3-4 luni de când tot trebuie să luați o decizie. Faptul că n-ați luat o decizie până acum e principala problemă și acum vine trebuie să luăm o decizie. Mai durează o lună până iau o decizie. Probabil. Domnul Buzean, eu mi-amintesc cum, chiar în ziua în care l-am invitat telefonic și a acceptat, președintele Asociației Benzinăriilor din România, sau ce domnule, benzinarilor particulari, da. Am înțeles. Așa, domnul Ion Tache, da. Acuza o manipulare totală potrivit căreia ar ajunge litru de carburant la 10 lei. Și era oripilat.
Nu e, domne, nu exista așa o șmecherie, nu va fi niciodată 10 lei să ne calcăm. Era cu nervii la pământ că se vehiculează astfel de zvonul. Cine ar putea să ponegrească imaginea benzinarilor români? Litru de motorină în București a depășit 9 lei. Și crește constant. Dacă nu mă înșel, în ultimele luni au existat 9 creșteri ale prețului. Nu a crescut de 9 ori, ci a înregistrat 9 creșteri succesive ale prețului în ultimele luni. Ceea ce ne îndreptățește să credem că prețul va continua să crească. Ceea ce înseamnă că, fiind acum la peste 9 lei pe litru de motorină, ar putea ajunge la 10 lei. Ceea ce ne demonstrează că garanțiile oferite de președintele Asociației Benzinarilor Privați, Independenți, Suverani, nu știu cum mai țin minte denumirea, așa, n-au valorat foarte mult, din păcate. Și acum încerc să-mi dau seama, problema pentru costul ridicat al carburantului în România e la stat sau la benzinari? Păi, ideea e următoare, ce văd și pare evident că din ce se vede cam așa stau lucrurile. Sigur că este o problemă generală în lume. E o problemă și în America, deși prețul acolo e mai mic decât în România. E problemă peste tot în lume. În ideea că e o problemă peste tot în lume, se ghemuiesc ăștia ai noștri. Dar vedeți că peste tot în lume se iau tot felul de decizii pentru a ameliora, despre asta e vorba, nu poți să o rezolvi, dar o ameliorezi problema. La noi, ăștia vin și spun, domnule, e o problemă peste tot în lume. Păi și nu trebuie să faci ceva să o ameliorezi în lume? E mare problema peste tot în lume. Nu e adevărat. Este o minciună. Problema e foarte mare în România. În Ungaria nu mai e problema așa. În Ungaria nu mai e, da. Păi și dacă e legal ce a făcut Victor Orban, de ce nu face toată lumea același lucru? De ce? Salariile sunt mai mari în Ungaria. Viața e mai bună în Ungaria. Și cu toate acestea, premierul maghiar a plafonat prețul carburantului. Da. A plafonat prețul carburantului. Deci în condițiile în care presiunea pe cetățeanul maghiar era mai mică decât presiunea pe cetățeanul român, care are în medie venituri mai mici decât cetățeanul maghiar. Benzină mai scumpă, salarii mai mici, statul nu face absolut nimic. Prețuri mai mici, salarii mai mari, statul intervine și plafonează prețurile. Eu mi-l aduc aminte pe președintele Consiliului Concurenței din România, care în emisiunea noastră a venit și a spus, domnule, voi face o analiză, vă face, dar nu se poate. Data trecută, când a fost scandalul precedent pe zona de creștere nejustificată a prețului la benzină, domnule, vom face, nu se poate. Era așa, dar va dura foarte mult. Deci întotdeauna la omul ăsta durează foarte mult toată chestiunea. Întotdeauna la omul ăsta durează mult, adică pare totuși un om care ajută la aceste creșteri. De ce? Pentru că durează mult sancționarea. Dacă ea la un moment dat vine. Dom'le, Consiliul Concurenței nu este un instrument util în momentul de față. Consiliul Concurenței, așa cum se prezintă prin președintele său, domnul Bogdan Chirițoiu, da, este un organ deliberativ la scara istoriei. Peste 3 ani, 4 ani ne va spune, s-a greșit mult în 2022. Ideea e că nu știm în ce formulă atingem noi anul 2025. Când va veni domnul președinte, că tot el va fi președinte și atunci, că altcineva nu va. Nu, probabil că supraviețuim până la vârsta respectivă. Ca să stăm să ne bucurăm de faptul și am aplicat niște amenzi acum. Pe mine mă interesează cine poate interveni în momentul crizei. Cum rezolvăm criza. Da. Așa restul, toți mă uit la ei, sunt medici legiști. Toți la autopsie ne spun de ce am murit. Bă, dar unul nu te tratează. Deci toți vom vedea și adevărul va ieși la iveală. Adevărul e pentru istorici, e pentru cronicarii vremurilor noastre, pentru tine când te duci, domnul Buzeanu, să alimentezi. Nu are niciun fel de impact pozitiv gândul că peste 3-4 ani vom ști exact pe cine să înjurăm, cine a fost de vină. Deci Marcel Ciolacu mimează o preocupare pentru cetățean, în timp ce nu face absolut nimic în acest sens. Partidul Național Liberal... Nici măcar nu mimează Partidul Național Liberal nici măcar nu mimează. Deci în momentul de față a devenit preferabil Marcel Ciolacu prin ipocrizia sa decât Partidul Național Liberal, care nici nu se mai coboară la nivelul în care să simuleze o preocupare. Pur și simplu nu interesează absolut deloc. Problema carburantului nu o consideră o problemă. Deci nu știu a te interesa în politică înseamnă a iniția niște demersuri, da, în sensul modificării realității. Pe mine nu mă interesează, la rândul meu, ca să vorbim despre interes, dacă Ionuț Troie, purtătorul de cuvânt, nu poate dormi noaptea gândindu-se la prețul de la pompă. E irrelevant.
contează ce se întâmplă la nivel executiv. La nivel executiv nu se întâmplă absolut nimic bun pentru România. La nivel declarativ nu comunică decât Partidul Social Democrat. Ceea ce mă face pe mine să cred că fie Partidul Național a plecat în vacanță ca fostul șef de la ANRE, a plecat Partidul Național Liberal, nu există Partidul Național Liberal în România. Nu se mai organizează în perioada verii, da. Fie a atins pragul de jos al incompetenței sale. Că n-au fost ei niște lumini nici până acum. Dovadă că niciodată, până recent, după niște schimbări și niște fuziuni, n-a fost principalul partid în România. Nici măcar principalul partid de dreapta n-a fost până de curând. Asta e o poză de când a intrat în mandat domnul Chirițoiu. Vă garantez că nu e o poză de actualitate. Și vă garantez că... Colegii au poza de când a intrat în mandat, dar au trecut atâția ani că s-a schimbat, deci nu-l mai recunoști pe stradă. În afară de mustață, nu știu ce mai e comun aici. Deși se conservă foarte bine, că na, conservă. Funcția te conservă. Da. Nu încercam să bat vreun apropo cu servicii, cu conserve, cu oameni platați în funcții și abandonați 15 ani. Nu încercam să-l... E vorba de conservanți și anume faptul că... Da. Deci, domnul Buzeanu, PNL, nu știu dacă mai există momentul de față, să-l împingă cineva cu un băț să vedem dacă mișcă, iar Partidul Social Democrat mișcă doar din buze. Până una alta, benzina se scumpește, nu știu dacă zilnic, dar odată la câteva zile, motorina la fel, dar într-un ritm accelerat și cu o diferență tot mai mare. Și acum, așa arată acum. Deci ca să-l vedeți cum a intrat în Consiliul Concurenței și era să zic cum a ieșit, dar n-a ieșit. Așa arată în zilele noastre. Are ușor mai împlinit față păi de... Dacă de 15 de ani s-a înșurubat în funcție... Uite-l acum. Pac, un pic s-a mai împlinit. Așa se stătea la Consiliul Legislativ până când și-au amintit unii că e un loc numai bun să-l infiltreze pe Florin Iordache. Nu e o funcție în care îmbătrânești. Nu e o funcție în care îmbătrânești, în sensul că omul e o figură a lui... care te îmbogățești, câștigă foarte bine. E unul dintre bugetarii bine plătiți. Și nu m-ar deranja răsplata asta cuvenită unui șef de instituție dacă domnul Buzeanu, instituția asta, ar putea, cum să spun eu, să gestioneze piața în sensul combaterii cartelului. Că dânsul ne spune, m-a aplicat amenzi de milioane de euro. Și pentru telespectator, poate e sunt multe zerouri. Pare că a intervenit, uite că a făcut păi ceva. Păi da, ăia! Au făcut niște ăia profituri. Din activitatea neregulamentară sancționată cu amendă de milioane cred de euro, și-au bugetat această au amendă. Au produs zeci sute de milioane de euro. Deci e rentabil să încalci legea și după 2 ani îi dai câteva milioane statului. Poftiți câteva milioane, cum ar veni comisionului. Bravo, ai fost deștept în Consiliu, m-ai prins. Ți-ai dat seama ce am făcut deci, acolo. Ca o concluzie evidentă, la prețul benzinei contribuie mai mulți factori. Unul dintre factori este cel principal, prețul barilului. Dar pe lângă barilul de petrol, mai intervin mulți alții. La aia mulți alții trebuie să intervină statul să facă ceva, văzând că totuși lucrurile scapă de sub control. Statul nu intervine decât la nivelul la care ați văzut un pic mai devreme Marcel Ciolacu ușor revoltat. Și îți spun că și când prețul barilului a atinsese pragul maximal, da, domnul Ion Tache, pe care nu îl mai prins pe la televizor, decât dacă ai vreo relație de prietenie cu el sau da, poate dacă negociezi întrebările anterior. Altfel, refuz. Detalii. Păi noi l-am tot invitat să participe, refuză să participe la emisiunea noastră. Nu-i nimic, domnul Tache. Ultima dată, nu doar că a refuzat să participe, ultima dată a confirmat că intervine și auzind că e vorba de băieții aceia care pun niște întrebări, a zis, bă... Lasă-mă, că înțeleg, sunt nu-i singurul care e speriat de emisiunea asta. Da. Problema e că dânsul lasă urme în presă. Și lăsând urme în presă, eu am ce să citez. Și citez din dânsul. Barilul de petrol e foarte mare, dar nu justifică scumpirile. Asta o spunea pe ianuarie, februarie, martie. 9 martie, domnul Buzeanu. Deci, barilul de petrol era foarte scump 9 martie, dar nu justifica scumpirile. Între timp, domnul Buzeanu, prețul barilului a fluctuat, adică a crescut și a mai și scăzut, iar prețul ăla foarte mare de la acea dată doar a crescut. Prețul carburantului doar a crescut. Deci dacă un preț foarte mare al barilului de petrol nu justifica scumpirile de la acea dată și între timp prețul barilului a mai și scăzut, dar prețul ăla atât de mare și nejustificat doar a crescut, ce explicație există decât că cineva profită de noi și guvernul stă și se uită și probabil se bucură? Pentru că, atenție, domnul Buzeanu, peste 30% din plata pe care noi o facem atunci când alimentăm... Jumătate chiar, mai mult. Nu, mai puțin. Ajunge la guvernul României. Ah, ok, că ajunge, da. Avem... Deci, peste 30%, dar sub 40%, este procentul pe care îl primește statul român. Acciză eu bănuiesc statul român în momentul de față, domnul Buzeanu, că este complice la menținerea acestor prețuri nejustificate de mari pentru că vrea banul tău.
Statul român nu vrea să te protejeze pe tine, statul român vrea banul tău. De ce? Pentru că statul român nu vrea să ridice, așa cum ne explica extrem de coerent domnul Biriș în prima parte, anumite excepții din anumite sectoare ale economiei, de exemplu în zona construcțiilor. De câte ori am vorbit noi despre oameni de afaceri din zona construcțiilor fără să folosim termenul controversat? N-am să stigmatizez o breazlă de antreprenori în momentul de față, dar spun că zona construcțiilor e una dintre zonele și scutite de taxe și impozite și controversate, pentru că scandal când obții autorizația, scandal cu plata muncitorilor, scandal cu modul în care construiești haotic în capital. Mă refer strict la nivelul capitalei. Mari constructori afli că firma a intrat în faliment, te ajungi la o firmă de garsonieră. Cum se construiește până Popeșle, Ordeni și cine construiește, iarăși nu vreau să dezvolt în momentul de față. Da? Nu să deschid 10 războaie în același timp, dar telespectatorii avizați știu despre ce vreau. E, ca să nu impozitezi pe ăia și să le poți oferi în continuare facilități fiscale, să-i menajezi, tu trebuie de undeva să iei bani. Și de la cine iei bani? Ei de la cetățean, de grija căruia mori la televizor în direct, îți dai sufletul când vezi cât costă alimentarea, dar în același timp te bucuri la banii lui. A fost exact aceeași șmecherie, dar nici șmecherie nu e, aceeași bagabonțeală pe care a practicat-o statul român și la plata facturilor la energie. Când spunea că voi interveni, dar lui convenea că tu plătești foarte mult facturile pentru că el avea parte din facturile tale pe care le încasa el. Că există o disperare a statului român pentru a obține bani la buget. Din disperarea asta face parte ceea ce spunea colegul meu Răzvan un pic mai devreme, în legătură cu prețul pe care îl plăteați dumneavoastră la facturile respective, în legătură cu prețul pe care îl plătiți dumneavoastră la benzină. Eu zic că aproape jumătate este reprezentat de acciză și TVA. Prețul la benzină. Aproape 40%, domnule. Cam așa. 40%. Bun, deci acciza și TVA. Și acum îi vedem pe oamenii ăștia care dau să pară că iau o decizie. Asta este problema, că dau să pară că iau o decizie, dau să pară că urmeze să iau o decizie în momentul în care deja prețul la benzină și la benzină, la motorii, la carburanți a ajuns într-o situație dramatică. Și pare că totuși oamenii aceștia au ca preocupare doar să pară că îi fac ceva. Adică trag de timp, asta e ideea, asta e atmosfera. Ei produc bani. Au bani pe care să-i cheltuiască. Cine știe când ce scop? Din hârjoneala asta între PNL și PSD, asta derivă. Bă, nu ne-am pus de acord, noi vroiam ceva, ăștia vroiau altceva, stai păi un pic să discutăm. Tu ai scutit, domnul Puzăianu, sectorul construcțiilor, de sarcini fiscale. Nu, de la voi nu luăm bani. Hai să ne uităm la marja de profit. Haide să ne uităm cât costă metru pătrat construit în capitale și cu cât e vândut. Haideți să ne vedem care sunt costurile lor reale și ce profit facă. Fac un bloculeț de 4 etaje, ca o plombă așa. Hai să căutăm imaginile din Floreasca, domnul Buzeanu, că am comentat cu specialiști, construiau pe spațiu verde. Ce fel de om de afaceri onest construiește, domnul Buzeanu? Pe spațiu verde și vinde acolo, știi care e media prețurilor la metru pătrat construit în Floreasca? 4.700 de euro metru pătrat construit. Asta e media prețul cu care îți vinde el. Înțelegi la ce sume îți vinde el? Ei sunt înșurubați. Și nu trebuie să-i scutim pe ăștia de taxe. Dar ei sunt denumiți, au și o denumire de asta favorabilă. Dezvoltatori. Și atunci dacă se numesc așa, nu vrei să dezvolți România, pare un demers favorabil, pare o stare de bucurie pe care trebuie să o avem în legătură cu ei. Întrebarea care se pune este cea pe care a lansat-o domnul Biriș în începutul emisiunii. De ce a decis domnul Dragnea să-i scutească pe oamenii ăștia dintr-o dată de niște? De ce o fi decis el? Ce l-o fi determinat pe el să ia această decizie a scutirii acestui domeniu? Sigur că când îi blochează, da. Cât un primar, nu dau exemplu lui Nicușor, dar că Nicușor Dan a blocat și ce trebuie, a blocat și ce nu trebuie, nu știu ce se întâmplă acolo la primăria, că încă încercăm să ne lămurim, să dea un semn de viață. Când îi blochează cât un primar din capitală, din teritoriu, ce reclamă e? Domne, voi puneți frână mediului de afaceri. Păi ăsta nu e mediul de afaceri. Deci dați o secundă, că acum nici și Al Capone avea rula bani. Ăla e mediul de afaceri? Zona gri e mediul de afaceri? Păi haide să ne uităm cum se construiesc blocurile. Haide să ne uităm că tu nu ai infrastructură, nu ai canalizare, nu ai dăniciunele, dar vinzi la niște prețuri cu care ți-ai putea cumpăra, nu știu, Nisa, apartamente. Domnul Buzeanu, deci oamenii ăștia stor... Întrebarea mea e de unde mai au clientelă? Că și românul pare că face ce face și la un moment dat plătește cât vrea dezvoltatorul. Dar hai să ne uităm cum s-a construit în țara asta. Hai să ne uităm cum s-a construit haotic în țara asta. Hai să ne uităm cum noi avem cel mai puțin spațiu verde pe cap de locuitor din capitalele Uniunii Europene, pentru că s-a construit și pe spațiu verde.
Și a construit peste tot, a construit bloc între blocuri. Și această scutire de impozite îi generează domnului Ciolacu cu această argumentă. Domnule, trebuie impozit progresiv pentru că, uite, sunt tot felul de scutiri. Păi ia-le scutirile! Asta e ideea. Te-ai dus la litoral, că-ți place la litoral. Doamne, ai pasiunea asta la litoralul. Ce acolo? Cum se construiește domnul Buzoianu pe litoralul Mării Negre? Deci nu vorbim de București. Bucureștiul e într-o stare de logică față de ce se întâmplă acolo pe litoral. Deci e un haos, pur și simplu. Pare că e o zonă scăpată de sub control. Ăia sunt oamenii pe care trebuie să-i scutim. Da. Deci aia este industria pe care noi trebuie să o scutim de contribuții la bugetul statului. Deci mai au un pic și construiesc dita mai blocul, deci sunt zone care nu mai au puțin. Au construit dita mai blocul. Soare pe plajă din cauza că au construit dezvoltatori. Luăm o scurtă pauză și continuăm să dezvoltăm aici în România. Dezvoltăm emisiunea. Emisiunea bună. Care nu e scutită. Exact. De nimic. Pauză și revenim. Domnul ministru al sănătății, domnul Rafila, revine astăzi într-o declarație spectaculoasă în legătură cu intenția asta de combatere a variolei maimuței care intervine în România din ce în ce mai serios. Da. Și domnul Rafila reia metodele de combatere pe care, haide să le ascultăm și le comentăm după. Aș vrea să fac și o clarificare apropo de acest subiect legat de variola maimuței. Eu am recomandat utilizarea prezervativului sau chiar abstinența în situația raporturilor sau relațiilor cu persoane întâmplătoare, cu persoane necunoscute. Nu se referă la o viață fără riscuri. Deci, cine își asumă astfel de riscuri, am dat o astfel de recomandare, în mod evident, fiind vorba de o boală care se transmite printr-un contact apropiat, prelungit, prin intermediul secrețiilor, calea de transmitere sexuală este una dintre cele importante la această boală și evitarea relațiilor cu persoane necunoscute, în mod evident, este o măsură de protecție individuală pe care putem să o luăm cu toții cei care suntem, să spunem, la risc sau persoanele care sunt la risc pentru așa ceva. În cazul uneia dintre prima persoană infectată, s-a găsit și partenerul acelei persoane, care și el la rândul lui era infectat. Pe măsură ce lucrurile astea progresează, se mulțește numărul de cazuri, vă dați seama că intrăm într-un soi de rutină și în cazul acestei boli. Anchetele epidemiologice, investigarea a devenit ceva curent, de rutină, și probabil că așa se va întâmpla și în acest caz. Însă, repet, este zona estival, sunt multe evenimente în toată țara, în Europa, și recomandarea aceasta de precauție în alegerea partenerilor cred că trebuie să rămână în vigoare pentru ca să putem să ținem lucrurile sub control. Problema probabil e una foarte serioasă, dar felul în care reușește domnul Rafila să ne-o povestească, dar, deci fără persoane necunoscute, trebuie favorizate celebritățile. Dom'le, trebuie să, dacă te apucă, eu știu, cine știe, că na, sunteți tineri, ce să vă fac, asta e, nu abstinență, nu, domnul Rafila nu pledează pentru abstinență. A zis că la o adică, dacă chiar n-ai... Dar dacă totuși trebuie să faci așa ceva, dom'le, trebuie să faci cu niște persoane cunoscute. N-a dat nume, până la urmă n-a vrut să facă reclamă. Ministru al sănătății, poate. Nu, asta n-am auzit, n-a zis, n-a spus, n-a explicat, n-a nominalizat, dar trebuie găsite niște persoane cunoscute cu care să se întâmple acest, cum să-i zic domnul Zafir, acest pocinoc, că până la urmă n-am cum să-l denumesc, această ieșire din normal, această nefăcută, uite cum ni se suflă în cască, mă ajută colegii. Dom'le, această dar, nefăcută. E momentul de față așa... O chestiune gravă, dar luată amploare și e, băi, ce doamne iartă îmi facem cu variola? Ca să nu devină o problemă gravă, ea nu e o problemă, dar ca să nu devină, a intervenit domnul ministru și a spus, domnule, prezervativul, trebuie să spunem asta. Da, domnule, să facem și educație. Dar și persoane cunoscute. Nu știu dacă sunt împreună cele două condiții, dacă ele trebuie împreună sau separate. Singura dată când mi-a atras atenția acest subiect a fost când a spus nu știu ce ministru, nu dau seama dacă ministru federal sau al unei regiuni din Germania, că cel mai bine ar fi să facem o carantină. Fără o carantină nu trecem variola cu bine. Și zic, băi, n-o fi, cum să spun, tâmpit omul ăla. Pare bine că te-ai gândit așa. Te-ai gândit în favoarea lui cum? M-am gândit prost. După care am discutat cu specialiști, cu domnul doctor Marinescu, mi-a spus, domnul, terminați cu asta, variola tot a fost.
Și asta a maimuței, și asta a maimuței. Deci atenție, n-am variola vorbit cu șoacă, cu specialiștii nu. Ăștia. Am vorbit cu ceilalți specialiști cu care au confirmat faptul că, domnule, nu e vreo... Da. Zic, dar așa se va opri, are... Nu, domnule, pentru asta m-a sunat, ți-era și jenă să mai... Spuneți-ne, da, altceva. Altceva ce ar mai fi? Și am avut vreo două săptămâni așa, domnul Rafila face, ce face și să mă mai zic câte ceva și de variola asta mai mulți. Nu știu. Nu, dar nu să vă mai zic câte ceva. Să vă mai zic chestia asta, că nu zice altceva. Tu repetă asta, cum mai bine... Trebuie să terminați cu necunoscuții ăștia. Viața monahală e foarte bună. Nu, aici greșești. A explicat, domnule, eu nu zic abstinență. A zis, doar... da, a zis. Am zis abstinență, dar nu s-a înțeles greșit. Nu abstinență, că sunt aceste evenimente care generează aceste acțiuni. Sau chiar și. Mă, dar persoane cunoscute și... Dar foarte multă atenție dată variolei maimuței, fără să... Când uite, există și altfel de probleme. Există și probleme mai spectaculoase. E o alertă pe litoral în aceste momente. Citesc pe cunoscuta publicație Știri pe Surse, Ungro. Da? Vibrion de holeră depistat pe o plajă. Poftim la Vibrion sau la holeră? Nu, oricare. Poftiți la așa ceva. Poftiți pe o pandemie. Holeră, bă, dar de când Vibrion de holeră depistat pe plaja de la Vadul lui Vodă. Marea Neagră, că vă duceți, vă place, vă bronzați. Recunoaștem că pe asta nu vedeam venind. Adică Vibrionul de holeră a fost depistat pe plaja de la Vadul lui Vodă. Autoritățile îndeamnă populația să fie prudentă. Și afirmă că cetățenii care fac băi în zona ar putea suporta urmări. Dar ce înseamnă să fii prudent? Că uite, domnul Rafila, în privința variolei maimuței, ne-a explicat ce înseamnă prudența. Aici, în privința, cum ai zis, holera, vibriolului de holeră, sau cum doamne iartă mai zis că se denumește, aici ce înseamnă prudența? Adică, până la urmă, cum poți să fii prudent pe plajă la Vadul acolo împotriva acestei probleme? Acum, nu e chiar litoralul românesc. Am forțat noi un pic așa. E la moldoveni. Pentru că este litoralul Republicii Moldova. Păi da, vrem să ne unim cu Republica. Da, e nu-i pământ românesc? Păi e pământ românesc. Nu suferi când auzi că s-a găsit holeră la frații tăi de peste Prut? E mai rău, parcă mai rău suferi. Că noi știam ce făceam, noi ne descurcam. Dar n-am atât de mare încredere că știu să-i dea de cap. Deci aveți mare grijă cei care vă bucurați de litoralul Mării Negre, da, de la... Basarabeni? Încolo? Dar unde e litoral la Marea Neagră? Cine știe ce au ei pe acolo? E o plajă, măi, nici nu contează. Mă rog, au holeră acum în... Asta e situația. Luăm o scurtă pauză până mâine. Tudor Mușat pe B1 TV, să aveți o rămâne bună în continuare. Numai bine, ne vedem mâine la ora 19. Nici nu mai are rost să repet.